singură dată să vedeți materialul acesta este suficient. Iată, sigur că privim cu nostalgie la imagini din urmă cu 10 ani, când așa cum buna noastră prietenă Violeta de la Timișoara a remarcat, măi, dar erați mult mai tineri atunci. Sigur că toți eram mult mai tineri în urmă cu 10 ani. Important este ca să treacă anii peste noi frumos, să ne bucurăm împreună unii de alții. Au fost 10 ani frumoși, au fost 10 ani plini, în care am realizat numeroase proiecte, dar mai presus de toate au fost 10 ani în care am întâlnit oameni minunați, pe o parte dintre ei i-am văzut aici, în acest material filmat. Sigur că pe cuvântul doamnei Aspazia Oțel Petrescu au apărut o parte însemnată dintre cei care s-au implicat în acești 10 ani în și alături de Fundația Creștină Părintele Arsenie Boca. Acești oameni minunați pe care i-am cunoscut, o parte dintre ei sunteți aici în sală, acești oameni minunați, am putea spune că au respectat întru totul cuvântul Mântuitorului, care ne-a lăsat această lege a iubirii. Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți, ei dedicându-se pe deplin aproapelui. Sunt convins că pronia divină și alături de pronia divină însuși Părintele Arsenie Boca au lucrat în acești 10 ani și la momentul potrivit au apărut alături de fundație exact oamenii de care era nevoie pentru ceea ce aveam de făcut. Pe o parte dintre acești oameni, puțin la număr, i-am rugat să ne împărtășească în câteva cuvinte trăirile pe care le-au avut în acest interval de timp alături de Fundația Creștină Părintele Arsenie Boca. Și aș vrea să o invit aici alături de mine, pentru început, pe una dintre primele persoane care a apărut în viața Fundației, care la 21 de ani venea alături de noi să încercăm să facem lucruri împreună pentru societatea noastră. Iar astăzi, după 10 ani, este o mamă împlinită, cu doi copii, cu o familie foarte frumoasă, Irina Popescu.